Salutare, prieteni! Acum vom citi cartea Povestea jucăriilor 3. Haideți să începem! Când Andy era mic, avea o grămadă de jucării. Printre ele erau Buzz Lightyear, Șuncă, Jesse și Balsy, Rex, Slinky, extraterestri și mai ales... Da, Woody, șeriful curajos. Ei bine, Andy le scotea cam acum rar din cutie. Era mare și pleca la facultate în curând, dar chiar dacă era aproape adult, avea să-l ia cu el pe Woody. Alte jucării din pod trebuiau acum să plece într-un sac, spre o aventură nouă. Dar uneori soarta joacă feste, pentru că mama lui Andy luă și sacul din cameră, ducându-l împreună cu cel din pod în garaj. Jucăriile lui Andy se ascunseră imediat când auziseră duduitul puternic al monstrului, adică mașina de gunoi. Chiar dacă Woody le zise că era doar o greșeală, că Andy nu voia să scape de jucăriile lui, nimeni nu îi dădu crezare, așa cum se întâmplă uneori. Atunci Jesse văzu cutia cu jucăriile de dat cadou. Să sărim și noi acolo și să mergem la copii. Repede, repede, să nu scăpăm de o ocazie atât de rară. La creșa la care ajunseră era gălăgie și nebunie. Ce ne vom mai distra aici? Și vom rămâne împreună și vom fi iubiți? Ce frumos e când totul se termină cu bine! Pufosul le întâmpină călduros pe jucăriile noi. Bine ați venit la creșă! Să nu fiți triști! Aici totul e veselie și distracție. Nimeni nu va uita de voi, nimeni nu va crește. Asta este răsplata pentru viața de până acum, pentru că e minunat să fii cadou la o creșă. La creșă, Woody se simțea ca un străin. Eu vreau la Andy, el e băiatul meu. Prinse un zmeu și sus și jos, până când nimeri într-un copac unde rămase atârnat. Bonnie îl găsi acolo și îl locuia. Între timp, la creșă nu mai era totul așa de minunat. Copiii murdăreau jucările și le mușcau, le dădeau de pereți, îi rupeau și distrugeau. Vai, ce mătoare! Vai, trosc, pliosc și zdrang! Da, Woody avea dreptate când a plecat atât de repede. Vai, piciorul meu! Vai, capul meu! Andy, al nostru niciodată nu ne-a tratat așa. Buzz se duse să vorbească cu pufosul. Nu știa că acesta nu era un urs așa de drăguț cum părea. Copiii încă învățau să se joace și nu pricepeau bine la asta. Așa că jucăriile nou sosite erau trimise de pufosul la copii în locul lui, iar el rămânea în siguranță. Ursul de pluș conducea grădinița și acum voia să devină și șeful jucăriilor lui Andy. Pac! Banda pufosului îi prinse pe Buzz și săracul capitan dăduse acum de necaz. Rex, extraterestri și Balsy, Ham, Jesse și Slinky. Acum toți erau închis din ordinul pufosului. Buzz trebuia să-i supravegheze. Pufosul îi modificase memoria și capitanul spațial credea acum că vecinii lui prieteni lucrau pentru Zurg. Îl știți pe Zurg, împăratul rău și întunecat, marele dușman al lui Buzz Lightyear, din Povestea jucăriilor 2. Bonnie și Woody se jucau tare frumos și cowboyul era mulțumit, până când afla adevărul de la clovnul fetiței. Chiar dacă numele lui e drăguț, pufosul nu-i deloc așa. Eu l-am cunoscut bine. Ai grijă, nu-ți lăsa prietenii în seama lui. Nu le va fi bine deloc. Woody începu să-și facă griji. Se furișă ca o umbră în creșă într-o seară, iar acolo își strânse prietenii în jur, plănuind cum să scape de la creșă. Mai întâi, și fără să mai pierdă vremea, Woody și Slinky făcură rost de chei. Apoi trebuiră să se ocupe de Buzz. Bip, gata, i-am schimbat programul. Acum putem fugi. Și prietenii se strecurară în liniște, prin creșa adormită și hop la gunoi. O, nu, ce ghinion! Uneori nu pot scăpa de el. Pufosul îi aștepta pe fugari chiar acolo. Jucăriile se luptară să treacă de pufosul, când se întâmplă ceva mult mai periculos. O mașină uriașă de gunoi veni și strânse totul, apoi se îndreptă spre groapa de gunoi. Iar de acolo, mai departe, vai ce spaimă! Pe banda unui incinerator, direct spre flăcările roșii și fierbinți. Să ne țin munii de alții, altfel vor muri. Jucăriile fură împinse de pufosul în jos, spre foc. Ar fi putut să le salveze apăsând pe un buton, dar nu o făcu. Așa văzură tot ce rău era de fapt ursul de pluș care părea atât de blând.
extraterestri își uniră forțele și opriră mașinăria, reuși să salveze restul jucăriilor. Așa cum se spune, prietenul la nevoie se cunoaște și să scape apoi de acolo fu joacă de copii. Iar cei răi primesc ce merită. Pufosul fu prins de șoferul unui camion de radiatorul mașinii, unde mai e și astăzi, poate. Jucăriile se întoarseră la Andy al lor și se urcară în cutia de sus în pod. Woody scrise un bilet în care îi cerea lui Andy să o ducă mai departe, la Bonnie, apoi se urcă în mijlocul prietenilor săi. Andy îi duse jucăriile lui Bonnie și nu-i păru rău. Știa că ea va avea grijă de ele și că se va juca frumos, până când va veni momentul să plece mai departe în lume. Despărțirea însă era grea și toți fură puțin triști, dar Woody se înveseli după o vreme. Chiar dacă nu ne vom mai vedea, să știi că vei rămâne mereu în inima mea. Și chiar dacă anii vor trece, cred că și eu voi rămâne în inima ta. Și aceasta a fost și povestea jucăriilor 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like și share. Pa, pa!